și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi urmează să fac un nou vlog de călătorie. Mai exact, plecăm la Iași să cântăm. Corul în care cânt eu urmează să aibă două concerte. Mă gândeam să postez ceva, un vlog cu tematică crăciunistică și acum este momentul potrivit, deoarece în cadrul acestor concerte vom cânta doar colinde. All the way home I'll be warm. Bună, bună! Noi am ajuns la Universitatea Alexandru Ioan Cuza! Tocmai am încheiat să cântăm la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și plecăm acum să facem repetiții pentru următorul concert. Repetițiile la Universitatea Națională de Arte George Enescu și a fost superb! Avem foarte mult timp liber, așa că ne-am gândit să vorbim împreună despre cărți. Ea este Iana. Hai să plecați care am citit. Acum recent și carte. Acum am citit sfârșitul șoaptelor, foarte recent, ultima carte. Mm. Ai auzit? Da. Prima dată? Da, m-am știut cu ea orice. Dar tu ai citit? Nu, dar e pe lista mea. Am citit... Cum ți s-a părut? Interesant. Iată, mi-a plăcut că o să vreau să mai citesc și pe următoare, că sunt vreo 3-4. Mm-hmm. Da. Dar zi ce era. Care e povestea principală? Într-un fel, e o carte cel fantastică, SF, mm-hmm. Science Fiction, și mai mult despre, să zicem, mai bine, despre un regim politic, numai că interpretat așa într-o altă, galaxie, dar pe o altă planetă. Spre exemplu, personajul principal era de Marte, și era roșu și toată societatea era era împărțită în culori. Societatea. Oamenii erau? Da. Nu. Ei erau, pur și simplu, erau numiți roșii, că într-un fel aceia erau sondori. Da, și erau mai multe. Da. Spre exemplu, cei care conduceau erau albi, mi se pare, aurii, ceva de genul. Dar tu ce carte ai citit? La moment citesc cum spui te iubesc, a doua parte din cum am supraviețuit clasei a 8. Dar înainte de asta am citit, stai să-mi iau capit. Da, avem vreo să facem un filmuleț. După concerte, urmează să vizităm orașul Iași. Da.
cu un concert cu Colin. Deci ne-am luat un Starbucks cu model crăciunistic.